Iubiți frați și surori, e o seară în care mai este loc de o minune. Minunea poți să fii tu, poți să fiu eu și lucrarea lui Dumnezeu continuă. După fusul orar, Dumnezeu nu doarme niciodată. Vedeți, începe de la New York sau din Australia și sfârșește undeva la noi aici și în continuu sunt glasuri, cereri, rugăciuni, Doamne ajută, Doamne făm, Doamne fi lăudat. Și este scris, Dumnezeu nu dormitează, nu doarme și nici nu dormitează. El ascultă rugăciunea. Ne-am bucurat de dimineață, părea o dimineață așa mai sobră, dar Dumnezeu a dat har. Ne-am întors acasă vorbind despre minunile lui Dumnezeu și am spus ce frumos este. Vorbea Jean de dimineață că biserica noastră este cercetată de un duh, așa de moleșală. A dormit puțin după amiaza asta și când m-am sculat, îi spun la Gina, a venit un duh, mă cercetează un duh. Și Gina întreabă, ce-i? Și ești bătrân, dimineața te scoli la două, ai dreptul să mai dormi. Auzi, vine cu legea, vine cu legea. Și a spus, măi, e drept tot ce spune duhul ăsta. Și stăteam așa. Și spun la Gina, ia să dau cu niște ageazmă pe ochi. M-a spalat și zice, o fugit duhul. Și simplu, nu au trebuit prea multe. Numai te-ai spalat și-ai dus. Și gata, din nou, și gata, mă duc la adunare. E bine. Fraților, sunt duhuri care nu merge cu ageazmă. Eu m-am folosit de cuvântul ăsta, pentru că în cultul ortodox se folosește ageazma, apă cu busuioc, se sfințesc casele, plăcintele, mă rog, hainele, stropesc oameni, în felul lor, după datena lor. La noi este apa vie, cuvântul lui Dumnezeu. Nu trebuie busuioc, ăsta nu se strică niciodată. Rămâne fresh, rămâne proaspăt și se poate folosi oricând. De aceea, în seara aceasta vom veni cu cauzele noastre și m-am gândit, în timp ce cântam, de dimineață s-a vorbit de corabia și de țărmul celălalt, Iisus i-a invitat să treacă dincolo. Și m-am gândit, Doamne, eu sunt corabia. Am nevoie de tine să ajung pe țărmul celălalt. Am deschis Scriptura, s-am dat câteva foi și m-am oprit la Evanghelia după Luca, capitolul 7, de la versetul 11 în jos, o minune de la poarta cetății. Iisus spune versetul 11, în ziua următoare Iisus se ducea într-o cetate numită Nain, împreună cu el mergeau ucenicii lui și norod mult. Când s-a apropiat de poarta cetății, iată că duceau la groapă pe un mort, singurul fiu al maicii lui, care era văduvă, și cu ea erau o mulțime de oameni din cetate, o femeie văduvă și un fiu. Am auzit zilele trecute, la muslim, dacă se naște o fetiță, e nedorită în casă. Nici certificat de naștere, spunea fratele păstor din Dobrogea, nu i-au făcut la fetița aceea. Bolnavă, chinuită, era fat. Dar dacă e băiat, văduva care a rămas poate să meargă cu fruntea sus prin cetate, că are un moștenitor, are pe cineva un apărător. Ei, acum s-a dus și apărătorul, nu mai este nimic. O femeie rămasă văduvă, într-o lume care n-are niciun drept, femeia. V-ați imaginat vreodată cam cum era situația acelei femei?
Și uitați-vă, cu unul acestei femei, n-a trebuit să-i spună nimeni. Cum aș putea să o ajut? Am întrebat o dată pe un preot, de ce la ortodox toți la mormântare pun mâna pe sicriu când și trec așa, de ce? Că a rămas bun, ce înseamnă asta după dată? Deci Iisus a atins de raclă, în ziua învierii se învie, auzi? A spus un preot la o mormântare ortodoxă. Și aici spune Iisus s-a atins de raclă și mortul a înviat. Stătea în capul oaselor și a început să vorbească tinerelul acesta. Și Iisus l-a dat mamei lui și a fost o mare veste care s-a dus despre Iisus. O venit în versetul 18, ucenicii lui Ioan au dat de știre învățătorului lor, lui Ioan, și au spus, s-a făcut o minune, o înviere din morți. Unul și Ioan, uitați-vă ce spune versetele următoare în același capitol, trimite doi ucenici, deci merge și întrebați-l, tu ești acela? Sau să așteptăm pe altul? Și în timp ce cei doi au venit să, cu vestea de la Ioan, să-l întrebe dacă el este, Iisus spune că a făcut multe vindecări. E așa de frumos aici este un verset. Deci chiar versetul 21, chiar în clipa aceea când ei au venit, cei trimiși, Iisus a vindecat pe mulți de boale, de chinuri, de duhuri rele și mulți orbi le-a dăruit vederea. Și acum vine întrebarea, tu ești ăla? Și Iisus spune, nu spune eu sunt, spune, spuneți doar ce ați văzut. Ce ați văzut. E interesant. Ei, în seara aceasta, am vrea mâine la lucru să spunem ce am văzut. Ce am văzut. Dar pentru asta trebuie credință. Trebuie credință. Mă rog, în seara aceasta, Dumnezeu să ia aminte la ruga Bisericii Ghețimani. Dumnezeu ne-a cerut să postim și să ne rugăm. Mâine este zi de post. L-au întrebat pe Jean, când să începem? Zice, de mâine începem. De mâine începem. Ei, mâine seară ne vom aduna ca să mulțumim lui Dumnezeu că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Mâine ne vom ruga pentru fanfară, pentru cor, pentru tineri, pentru băieți, pentru fete, pentru cei de la high school, pentru cei de la college. Există un vânt, așa cum v-am spus, și spunea Jean bine, de moleșală. Nu mă duc, nu-mi trebuie, nu-mi place. Și sunt, am citit o carte, Vagabondul se chema, un mic așa, titlul m-a atras, am vrut să văd, ce e cartea asta, Vagabondul? Și scria despre cei care merg din biserică în biserică, a rămas surprins. Mă așteptam să scrie despre un vagabond care fură, care... Nu, era complet diferit. O carte creștină, o bușurică, de cei care merg dintr-un loc în altul. Tot se plimbă, și tot se plimbă, și tot se plimbă. Și cartea era numită Vagabondul. Interesant, un titlu ciudat dat. Tot se duc, nu-mi place aici, nu-mi place aici. Se schimbă un păstor, nu-mi mai place aici. Se schimbă conducerea, nu-mi mai place aici. Se schimbă ceva, o problemă, nu-mi mai place aici. Și vedeți, de la un sistem politic până la un sistem religios, se plimbă oamenii, se învârt, aleargă, fug, tot caut un loc. Cel mai minunat loc este la Poala Cruci, la Golgota. Dacă cauți un loc de odihnă și un loc unde să-ți placă, e la cruce, la cruce. Acolo pretențiile se duc. Acolo oamenii mor și învie, acolo se găsește mântuirea. Dorim în seara aceasta, Domnul, să asculte rugăciunea și avem un bilețel pentru care ne vom ruga. Spune, pentru unitatea familiei mele cer ajutor în rugăciune ca Domnul să nu lase niciun suflet să se piardă. Vă mulțumesc pentru sprijin, semnează o soră, Domnul să te asculte. Ne rugăm și noi pentru tine.
Avem o soră în mijlocul nostru care în ultimul timp ne vizitează mai des. A avut o mare bătălie, o mare luptă. Și spunea zilele trecute... Scuzați-mă. Și spunea zilele trecute că Domnul i-a dat izbândă într-o bătălie. Domnul poate să te ajute în ceea ce tu nu poți. Să te scape de vicii, de păcate. Domnul este minunat. Ne ridicăm în picioare și ne vom ruga și pentru fratele Costică care va călători de la Detroit spre Chicago. Ne rugăm Domnul să păzească mașina, să-l păzească de accidente, cu copiii, cu Sandra, Domnul să fie cu ei. Amin. Și cu toți cei care sunt în călătorii, Domnul să-i păzească. Amin. Apoi s-a încheiat lista pentru membrii bisericii noastre, dar continuăm să ne rugăm, spunea Jean de dimineață, ne rugăm pentru cei bătrâni, ne rugăm și pentru cei tineri. Și de dimineață Domnul ne-a vorbit că în orașul nostru, în cetate, Satan a făcut un plan în care să aducă o pată comunității noastre române de aici. Să fie o nenorocire, să fie ceva care toată lumea să vorbească, uite ce se întâmplă la pocăiți. Ei, haideți să ne rugăm în seara aceasta. Domnul ne-a cerut să ne rugăm pentru biserica noastră locală, prin frații din Argentina, ne-a cerut. Apoi prin cuvântul care a fost spus, rugați-vă ca să nu se întâmple asta, că va fi o zarvă, vor vorbi toți pentru multă vreme ce se va întâmpla. Planul acesta poate să fie zădărnicit de Dumnezeu. Avem multe probleme în orașul nostru și intervenția Domnului este dorită în toate aceste probleme. Dumnezeu e singurul care lucrează cu dreptate, fără părtinire, și El este drept în toate hotărârile Lui. Ne rugăm să aibă milă de toți care sunt în situații dificile de a lua o decizie, de a lua o hotărâre în vreo direcție. Domnul să aibă milă și nu îngăduie niciun fel de nepăsare, într-un cuvânt mai românesc, să nu se clatine niciuna. În 1988, din 12 familii care au fost atunci, în anul acela, s-au clătinat toate. Toate s-au clătinat. În 1988. Și am intrat un grup de frați să ne rugăm pentru aceste familii, Dumnezeu să le păstreze întregi, să nu îngăduie divorț. Au rămas toate în picioare. Dar cu ocazia asta s-a început rugăciunea de luni seara. Că noi am spus, luni seara ne adunăm și ne rugăm pentru familiile acestea. Și ia că așa a rămas rugăciunea de luni seara. Mulți n-ați știut, dar așa a rămas. Începând să ne rugăm pentru 12 familii. Ne rugăm Dumnezeu să binecuvinteze orice cauză. Dacă mai este vreo dorință, vreo cauză, este loc ca să se spună. Să nu uităm familia Ștrangu. Vor avea cort, ne rugăm Dumnezeu să lase pace, să lase bunăvoire, să schimbe inimi și gânduri și Dumnezeu să facă în așa fel încât casa aceasta să rămână în picioare și minunea să ia loc, să ia ființă în casa aceasta. Dacă până acum a fost un dute vino, acum să rămână un dat veșnic de partea lui Dumnezeu. Dacă mai este vreo dorință. Sora Maria a ridicat mâna, ne rugăm pentru problema ei și pentru Joshua, Domnul să asculte rugăciunea. Dacă nu mai este nimic, așa cum stăm ridicați, ne rugăm în numele Domnului Iisus. Amin.